deschide gura. Luna octombrie pentru nativii Capricorni. Capricornii sunt într-un prag de reevaluare a propriei vieți și am putea spune într-un prag al unui salt de conștiință. Pentru că foarte mulți Capricorni deja își fac bilanțul pentru anul 2023, fie pentru că au avut un an foarte plin, fie pentru că în cazul unora nu s-a întâmplat mare lucru și își dau seama că nici nu prea au șanse să se întâmple și s-ar putea să aștepte următoarea fereastră posibilă de realizare. Așadar, Capricornii au o lună în care s-ar putea să simtă nevoia să lenevească, chiar să simtă nevoia să se retragă, să mediteze, să stea cât mai mult retrași, ascunși, sub carapacea lor. Unii dintre ei s-ar putea să devină chiar aproape izolaționiști, nu găseam cuvântul, și s-ar putea să își dorească să nu mai stea atât de mult în preajma oamenilor, să evite întâlnirile, sau unii Capricorni s-ar putea să manifeste un comportament atipic pentru ei, de exemplu să se răzgândească în ultimul moment, să promită și să nu se țină de promisiune, ceea ce este destul de ciudat pentru această zodie, dar unii Capricorni s-ar putea să simtă nevoia să schimbe strategia de abordare a relațiilor. Ei de altfel sunt mult mai atenți la schimburile energetice și își dau seama că nu au atât de multe datorii pe cât credeau. S-ar putea ca unii Capricorni să facă lucrurile din sentimentul acesta al dăruirii, al devotamentului, și să conștientizeze că devotamentul acesta este plasat greșit, pentru că oamenii respectivi chiar nu merită. Și se pare că în octombrie Capricornii își dau seama că sunt mulți oameni care nu merită atâta implicare din partea lor, însă pe de altă parte Capricornii au revelația unor oameni pe care nu i-au băgat atât de mult în seamă și care chiar au un rol important. E, și cu aceea se vor asocia. S-ar putea să își recreeze niște legături de familie și să zgude alte legături de prietenie sau de familie sau chiar profesional. Deci una peste alta, această izolare este de bun augur pentru ei. Să vedem și pentru nativii Vărsători. Nativii Vărsători și-ar dori ei să ia mai multă distanță față de oameni, dar nu prea pot. Pentru că și ei au de făcut niște pași importanți în direcția unor conștientizări. Iar pentru conștientizări, Vărsătorii au nevoie de oameni. Întotdeauna Vărsătorul are mai multe revelații atunci când este în prezența oamenilor decât atunci când este singur. Asta este un standard pentru această zodie, este o zodie sociabilă, deschisă prin excelență și oricât de mult s-ar retrage de lume Vărsătorul, el tot în lume are epifaniile de rigoare. Așadar, oamenii le vor da foarte multe surprize Vărsătorilor în luna octombrie. De toate felurile. Oameni pe care contau s-ar putea să se dovedească a fi neserioși, oameni pe care îi subestimau s-ar putea să înceapă să joace un rol foarte important în viața lor. Cert este că Vărsătorii, spuneam că sunt și ei în pragul unui salt, Vărsătorii au poate chiar o șansă unei întâlniri chiar cu destinul. De ce? Pentru că Vărsătorii s-ar putea să joace în altă ligă, să treacă în altă categorie, să fie recunoscuți ca specialiști într-un anume domeniu de activitate. Vărsătorilor le crește valoarea, le crește cota de piață, dar prețul plătit de Vărsători este absolut enorm. Efortul este dublu, nimic nu le iese din prima, Vărsătorii trebuie să dubleze eforturile, trebuie să cheltuiască dublu, deci totul este la puterea a doua în ceea ce privește consumul, dar se pare că și satisfacțiile. Și la finalul lunii octombrie, Vărsătorii s-ar putea să spună cu inima deschisă că a meritat. Ai vreo recomandare pentru acești nativi? Vărsătorii trebuie să își deschidă mintea în ceea ce privește opțiunile financiare. Pentru că ei s-ar putea să, am și spus, s-ar putea să aibă nevoie de foarte multe resurse materiale și în momentul acesta gândirea lor logică nu îi ajută. Pentru că s-ar putea ca sprijinul să vină din altă parte, ceea ce înseamnă că ei ar fi bine să se conecteze mai ușor la credință și să creadă că, într-un fel sau altul, nevoile lor vor fi asigurate. Am ajuns și la nativii Pești, ultimii din zodiac. Nativii Pești sunt într-o în crengătură, într-o comuniune sau într-o simbioză cu alții, mai bine zis, cu problemele și încurcăturile. Sunt încurcați cu niște încurcături ale altora. În luna octombrie, cea mai populată casă este a 8-a, care arată bunurile deținute în comun. Așadar, pentru foarte mulți nativi pești, se poate pune problema într-un mod dual. Fie unii se hotărăsc să construiască împreună cu partenerul, cu soțul, cu soția, cu asociatul, să mai facă un copil, să mai facă o afacere, să investească, să mai cumpere un bun de valoare, o proprietate, să mai lanseze un proiect, în timp ce pentru alții se pune problema separării de bunuri. Deci depinde foarte mult de etapa de viață în care se află nativii pești, în funcție și de harta personală, pentru că la unii dintre ei e vorba despre lupte crâncene pentru putere. Peștii s-ar putea să intre în niște jocuri care țin de amenințări, de șantaj emoțional, de manipulare. Uite copilul, nu-ți dau copilul, mergem în instanță, te spun lui mama. Tot felul de șantajisme clasice pot să-i pască. Ei, într-adevăr, sunt șantajabili în luna octombrie și chiar s-ar putea să fie din ce în ce mai conștienți de faptul că cei din jur îi manipulează. Poate să, peștii înțeleg comportamentul unor persoane în acest registru de manipulare și chiar nu-și dea seama că cineva, de fapt, îi trage pe sfoară sau îi conduce într-un mod subtil și li se aprind niște beculețe peștilor. Sunt, într-adevăr, foarte mulți oameni care încearcă să-i atragă pe nativii pești de partea lor, în interesele lor. Sigur, sunt unii pești care au anume imagine, anume reputație și ar da bine lângă o anumită persoană, pentru că atunci când te asociezi cu un nativ pești, de exemplu, în octombrie, îți crește și ție valoarea. Dar s-ar putea ca nativii pești să fie treji, să aibă discernământ și să-și dea seama de valoarea lor și să înțeleagă că valorează mai mult decât prețul pe care îl pun alții pe ei. Așadar, ca recomandare pentru luna octombrie, nativii pești e bine să nu se vândă ieftin și să fie foarte atenți la intențiile oamenilor care urmăresc să se asocieze cu ei, pentru că unii, de fapt, vor doar să-i folosească. Deci ei fac cumva față acestor manipulări. Sigur, și importantă este trezirea. Ei în sfârșit își dau seama și cum își dau seama? Prin faptul că au opțiuni, ei au și de unde să aleagă și nu vor fi în situația aceea în care din două rele vor trebui să o aleagă pe cea mai mică. Nu, dimpotrivă. În luna octombrie s-ar putea ca peștii să aibă de ales între două pune.